Săptămâna 24 februarie, 1 martie, aduce noi locuri de muncă pentru sălăjeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă există 102 locuri de muncă vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 19 joburi. În comerț sunt disponibile 6 joburi. În construcție există 12 locuri de muncă. În industria alimentară și turism sunt 8 posturi vacante. Industria confecțiilor oferă 54 locuri de muncă. În industria lemnului există 2 locuri vacante, iar în domeniul sănătății și asistenței sociale este disponibil un loc de muncă. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze AJOFM Sălaj pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40, Zalău, sau la telefon 0260 616 317.